dragilor, și bine ați venit astăzi la un nou șmecher episod de People Playground. Vreau să vă mulțumesc pentru toate like-urile, da, nu uitați acolo de like. Astăzi am venit la școală cu tatăl strict. Tatăl strict, ești pregătit să facem prima noastră zi la școală? Ia spune, tatăl strict. Eu sunt tatăl strict și Draculas, astăzi mă bucur că am venit la școală să învățăm și noi să citim, să scriem. Hai să spun un secret despre mine, nu știu să scriu și nici să citesc. Stai, cumva scaunul ăsta urât de mine? Cumva scaunul ăsta urât de mine? Nimeni n-are voie să râdă de mine. Grigore, bagă seringa asta în tine. Nu, tatăle strict, ce faci cu seringa aia? Nu. Bagă seringa în tine, Grigore, ia să vedem. Bun. Am băgat seringa în Grigore, nu știu ce se întâmplă. Aoleu, tatăle strict, ce se întâmplă? Aoleu, da, vampirașilor, după cum puteți vedea, aici o să mergem la mai multe ore și o să fie destul de tare episodul ăsta. Și acum, prima oră, avem chimia, așa că domnule Sonic și bă, tatăle strict, bă, nu mai băga în Grigore tot ce prins. Ai de capul meu, uitați-vă și voi puțin, vampirașilor. Oare putem să îi dăm aici să facem să... nu, doar e scoate din Grigore, Grigore, nu știu ce-o băga tatăl strict în tine, dar... în fine. Bun, Sonic, astăzi vreau să ne spui mie și comunității mele, abonaților, ce o să ne înveți astăzi la chimie. Sonic, gata, go fast! Așa, eu sunt Sonic, bine ați venit la prima oră de chimie. Astăzi eu o să vă învăț cum să... da, trebuie să facem chimie, nu? Cum să facem în mod rapid o super bombă. Deci fiți atenți aici, luăm cărțile astea două, da? Pe cărțile astea două o să învățați ea. Deci, Draculas, bam, o carte. Și stai așa să scot cartea asta care e și mai mare. Așa, bam, luați de aici și învățați să faceți o bombă chimică. Asta învățăm la chimie, să facem bombe. Și după aia când faceți bombele, mi-arătați ce bombe ați făcut. Bă, Sonic, tu ești nebun? Vrei să facem bombe? Bă, bombele ne enervează și mai tare pe tatăl strict. Bă, vampirașilor, nu știu la ce școală am ajuns astăzi, dar este o școală clar de nebuni. Bine, hai să scot de aici din ghiozdan. Bă, Grigore, bă, stai, bă, normal pe scaun. Doamne ferească, Grigore, stai, bă, acolo pe scaun, tatăl strict, stai și tu normal acolo. Bun, vampirașilor, deci am deschis cartea și uite, putem învăța să facem o grămadă de bombe. Cum ar fi să învățăm să facem bomba asta? Bun. Trebuie să luăm cărțile așa, bam, 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 bun. Uite, ua, bă, am învățat să facem prima noastră bombă. Bateți palma, vampirașilor, bam. Uitați cât de șmecher arată bomba asta. Chiar mă întreb ce o să facem acum cu ea. Ia să mă uit așa la ea, bun. Bun, și presupun că, Sonic, ce vrei să fac cu bomba asta după ce am făcut-o? Bun, acum, ca să vă pun notă, trebuie să-mi arătați că bomba voastră chiar merge. Așa că, nu știu, Draculas, arată că bomba ta chiar funcționează și o să vedem dacă merge. Bine, tatăle strict, ești pregătit să vezi dacă bomba mea chiar merge? Eu spun că am făcut o bombă super șmecheră, tu ce crezi? Da. Părerea mea este că probabil că ai făcut o bombă șmecheră, dar vreau să văd, Draculas, că bomba ta chiar este folosibilă. Că dacă înveți să faci bombe, poate o să-mi faci și mie niște bombe stricte ca să distrug școala asta, nu-mi place la școală! Dar tatăle strict, cum să nu-ți placă la școală? Bine! Haideți să vedem dacă chiar o să funcționeze bomba asta. Păi, au, stai că pățesc metoda lui Grigore. Bine, gata, ia Sonic de aici, aveți dacă merge. Auleu! Ok, Sonic, ești bine? Cred că a funcționat Sonic? Domnule profesor Sonic? Auleu, ce-am făcut aici, vampirașilor? Păi, na. Bine, ok, presupun că merge la următoarea oră, nu? La domnul de matematică, Wagi Wagi. Bă, ok, a fost destul de interesant cu bomba și toate astea, așa. Vino cu Grigore, stai să luăm și pe Grigore. Bă, mi-a plăcut la chimie, am învățat să fac bombe. Acum sper să nu mă bată tatăl strict la cap să mă duc și să-i fac bombe mereu, mereu, mereu. Așa că tatăl strict, vino încoace. Ce-am prins mai acolo? Vino mă încoace, așa. Bam, 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 bun. Tatăle strict, stai și tu, bă, normal, odată pe scaun. Pune-te-a... Nici nu mai contează, lasă. Stai cum vrei tu pe scaunul ăla. Bun, să trăiți, domnule profesor de matematică, Wagi Wagi. Ce vom învăța astăzi la matematică, e curiozitatea mea. Eu sunt Wagi Wagi și sunt cel mai șmecher monstru din lume. Astăzi, la matematică, veți învăța cu domnul profesor de matematică, Wagi Wagi, calcule, multe calcule, bun. Vreau să vă învăț ceva. Dacă 2 plus 2, cât face 2 plus 2, Draculas? Draculas, zic cât face 2 plus 2 când îți dau cu cartea în cap. Bă, ok, Wagi Wagi, ușor. 2 plus 2 face 5.
Sau nu 5 făcea? Nu, 2 plus 2 face 4. 2 plus 2 este egal cu 4, ăsta este răspunsul. Ei, uite, s-a ridicat profesoara din limba română. Hai din capul meu, vampirașilor. Da, 2 plus 2 este 4. Corect, corect. Luaghi, luaghi, îi place, e fericit. Ai ghicit corect, Draculas. Acum întrebare pentru tatăl strict. Cât face 1 milion plus 1... Ce sunt întrebările astea? Mă crezi inapt sau ce? 1 milion plus 1 face strict. Face un număr foarte strict. Un număr foarte strict, domnule profesor de matematică. Cel mai strict număr din lume îl face. Răspuns greșit! Răspuns greșit! Ai greșit! Gata, îți pun nota 4. Auleu, domnule profesor de matematică, Waghi Waghi, nu, nu, nu. Vampirașilor, domnul profesor de matematică, Waghi Waghi, greșește faptul că i-o dat nota 4 tatălui strict. Bă, ți rog, mai pune o întrebare, te rog eu mult. Nu-i pune 4, că o să se enerveze și o să ne mănânce, crede-mă pe mine. Asta este a doua oară când venim la școală, asta este o școală nouă și te rog frumos. Prima oară, tatăl strict, dacă mai țineți minte, vampirașilor, nu uitați de butonașul de like, a distrus școala. Acum, Waghi Waghi, te rog eu mult, nu-i pune nota 4 tatălui strict. Te rog eu mult, te rog, frate, nu-i pune nota 4. Mai dai o întrebare, ceva? Mai vrei o întrebare? Bine, întrebarea este... Întrebarea este, nu? Fii atent aici, Waghi Waghi, stai să-ți arăt eu ceva, că am învățat. Eu am fost la ora de chimie înainte să vin la ora ta. Fii atent aici. Opa, ia uite ce am învățat să fac la chimie. Ia de aici. Bă, vampirașilor, nu, nu, totul e string, bă! Tu ești nebun la cap! Ajutor! Bă, ce-a făcut tatăl strict din noi? Vampirașilor! Bă, nu pot să cred așa ceva. Ai de capul meu, vampirașilor. Uitați-vă și voi puțin. Mai suntem jumătate de om! Bă, trebuie cumva să mă repar. Ajutor! Bă, n-are școala asta ceva. Ajutor, am nevoie de un doctor. Doctor! N-avem vreun doctor pe aici. Doctor, ai de capul meu. Domnule doctor, te rog, ajută-mă, ajută-mă, te rog. Bă, tatăl strict, o nebunit, v-am spus. Nu trebuia să-l aducem pe tatăl strict. Lăsați-l repede, nu mai vreau să fii în aceeași clasă cu mine. A, da, și după cum puteți observa aici, și Grigore are nevoie de ajutor. Bună ziua, eu sunt domnul doctor. Da, Draculas, o să te ajut acum. Auleu, tatăl strict, dacă mai folosești bombe și ataci profesorii, o să fii exmatriculat. Bine, domnule doctor, a fost o greșeală. Promit să nu mai explodez profesori, promit! Bine, bine. Acum vom folosi seringa pentru a-i face bine pe Dracula și pe Grigore. Odată seringa în Draculas, așa, bun. A revenit, vampirașilor, suntem puternici ca niciodată, noi suntem cei mai puternici. Bine, vampirașilor, uitați cum se poate vedea aici, domnul doctor ne-o salva. Bun, domnule doctor, trebuie să-l faci bine și pe săracul Grigore. Așa, da, să luăm țeringa, așa, domnule doctor, faceți-l bine și pe săracul Grigore, că ia, uitați-vă. Bun, Grigore, bine ai revenit la viață, frate, mulțumim mult, domnule doctor, poți să pleci. Bun, vampirașilor, cum să spun eu, tatăle strict, haideți să plecăm de la matematică și eu zic să mergem la ora de informatică. Uite, unde avem calculatoare. Bun, haideți să mergem acolo, sper să fie o oră destul de interesantă, vampirașilor. Bun, haideți să mergem. Bun, vampirașilor, a venit aici și... Bă, tatăle strict, bă, trebuie să ia calculatorul, bă, de acolo. Vezi că-l ții? Ai de capul meu, nici nu mai contează. Stați așa să-i facem calculatorul tatălui strict. Așa, să-l aprindem aici. Hai să ne prindem și noi calculatoarele. Bun, l-am aprins pe-a meu. Sper că funcționează, nu? Așa. Uite, putem să se scrie. Mamă, ce-mi place sunetul ăsta de tastatură. Bine, vampirașilor, a venit aici și asta este ora de informatică. Hai să vedem. Doamna Chisimisi, ce o să ne învățați astăzi la școală? Eu și cu tatăl strict și cu Grigore abia așteptăm să învățăm informatică. Bine ați venit, copii, bine ați venit. Eu sunt Chisimisi și sunt prietenă foarte bună cu Waghi Waghi. Vreau să vă întreb, ați mai deschis vreodată în viața voastră un calculator? De ce mă întrebi asta? Crezi că eu nu știu să deschid un calculator? Eu știu să deschid calculatoare, tatăl strict e cel mai inteligent din lume. Dați-mi nota 10.
Ar trebui să spun nota 4, tocmai distrus calculatorul. Bă, tatăle... Nu. Doamna profesoară Chisimisi, să știți că tatăl strict, așa el mai nebun, dar credeți-mă că știe cu calculatoarele, le știe cu astea. Fiți atenți, vampirașilor, astăzi o să învățăm cum să facem programare. Uite, eu cu Grigore scriem. Bă, Grigore, bă, scrie, bă, acolo să pară lumea că scrie așa. Uite-l, bă, că scrie și Grigore. Bine, vampirașilor, stăm aici, așa, bun. Tatăle strict, te rog eu mult, lasă-ne măcar ora aceasta. Mai avem ora asta și încă una și după aia putem pleca acasă. Te rog eu mult, tatăle strict, nu fă nicio problemă. Te rog eu mult, te rog! Bine, draculos, că să-ți arăt că țin la tine și că ești copilașul meu, promit eu să nu fac nicio greșeală. Hai, doamna profesoară, spuneți! Bine, astăzi o să vă învăț să faceți un cod de programare în C++. Nu știu dacă ați mai lucrat vreodată în C++, dar trebuie să scrieți acolo pe calculator următorul cod de programare. Int mai mic mai mare rexio.com. Asta trebuie să scrieți în codul acela de programare. Și după aia o să vă meargă codul. După ce ați scris, mă chemați să văd. Tatăle strict, te rog eu mult, ia calculatorul și pune-l pe masă. Da, da, profesoară, nu vă faceți griji, îl pun eu tatălui strict pe masă. Bă, vampirașilor, tatăl strict chiar e prea nebun. Chiar e mult prea nebun. Bun, hai să scriem acolo să facem. Bam, 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 bam. Uite, draculeț, fiți atenți. Asta am făcut eu din codul de programare. Stați așa să dau astea de aici. Stați așa că trebuie să dau astea de aici și să vă arăt ce am inventat eu cu un cod de programare foarte, foarte șmecher. Bun. Fiți atenți aici, Draculas, haide, vino puțin încoace ca să arătăm la doamna profesoară ce am inventat aici. Nu contează că ți-am distrus calculatorul, doamna profesoară, uitați ce am inventat. Așa, Draculas, vino încoace. Ce este acela? Și cum ai creat așa ceva? Păi v-am spus, tatăl strict este foarte deștept, am folosit codul de programare pe care mi l-a spus dumneavoastră și am mai adăugat ceva la el, codul strict. Am adăugat codul strict la el. Draculas, vino un cuam mai repede. Ok, ok, tatăle strict. Vin acum, stați așa, vampirașilor, trebuie să-mi iau. Pă, mi se pare mie, sau e prea strict, tatăl strict. Bine, așa, vino un cuam. M-am pus pe scaun, e bun așa, tatăle strict, așa. Și acum trebuie să-mi pun asta, nu pe cap, așa. Bă, sper că nu o să fie o nebunie, tatăle strict, ce ai făcut tu aici. Așa, și mi-am pus asta pe cap. Și ce se întâmplă acum? Uite, Draculas, apasă pe butonul ăla de scaun, apasă un pic pe el. Bine, ia, hai să apăsăm. Apăsăm. Tatăle strict! Bă! Ce ai făcut, bă, din capul meu? Doamna profesoară! Tatăl strict e nebun! Bă! M-a nebunit tatăl strict! Bă! Nu pot să cred așa ceva! Bă, dar eu am ajuns experimentul social al tatălui strict! Bă! Nu că vreau acasă! Nu că vreau acasă, vampirașilor! Bă, dă-mi bă asta jos de pe cap! Bă, ai din capul meu! Închide! Da, vampirașilor, cum să vă spun eu, tatăl strict tocmai ce ne-a prăjit extrem, extrem de bine. Ai de capul meu. Bă, tatăle strict, mai bine hai să mergem acasă, că după cum poți să vezi, m-ai făcut o murătură. Bă, am ajuns ultima murătură. Ajutor, ajutor. Încard, bă, nu pot să cred așa ceva. Ce păcăleală mi-a dat tatăl strict. Auleu, cum îți permiți să faci asta, tatăle strict? Domnule profesor, domnule director, trebuie să-l dăm afară pe tatăl strict din această școală. Uitați ce a făcut un scaun erectic. Îi dau cu scaunul cap. Ajutor! Ops, am dat în elevul meu Grigore? Auleu, asta este. Tatăle strict, ești prea nebun. Ești prea nebun, nu? Poate ai vrut să spui că sunt prea strict, doamna profesoară? Am nebunit, tatăl strict! Tatăl strict, domnule Sonic! Domnule Sonic! Un nebunit, tatăl strict, distruge școala! Bine ați venit la școala strictă! Eu sunt cel mai strict. Bă, poliția! Poliția! Bă, vampirașilor, cum să vă spun eu? Da, trebuie anunțat armata și poliția cu nebunii tatăl strict.
Alo, domnule general de armată, vă rog eu mult, trimiteți bomba nucleară la școala 22, deoarece tatăl strict o nebunie și o distrus totul, te rog eu mult, trimite-o aici. O trimiți acum, bine, mersi mult, papa. Bă, vampirașilor, trimite generalul bomba, uite bă, bomba, bă! Bunji, ai de capul meu. Bă, vampirașilor, ok, ok. Sper că v-a plăcut acest episod. Eu am fost Draculas. O să bubuie toată școala și vreau să vă spun că sunteți cea mai tare comunitate mea. Vă iubesc mult pe toți și ne vedem, să ne vedem cu bine în următorul episod de mâine. Să aveți o zi la fel de șmecheră ca voi. Pa, pa!